Salutare! A trecut ceva timp de când am testat o boxă portabilă, dar acum a ajuns la mine Tron Smart Bang, un speaker menit să ducă petrecerile la un alt nivel. M-am jucat cu el așa cum ar face-o orice adolescent, astfel încât să exploatez la maxim puterea acestei boxe. Cum a decurs totul? Ei bine, rămâneți cu mine până la final pentru a afla experiența mea cu Tron Smart Bang. Tron Smart Bang este un speaker care își arată mușchii la volum maxim. Dacă până acum am testat boxe portabile cu maxim 20W, acum se triplează puterea, aceasta având 60W. Se simte diferența? Cu siguranță! Boxa este mare, voluminoasă și are două radiatoare cu diametru mai mare decât boxa mea portabilă. Avem un design care o face să se integreze ușor în încăperi, fiind subtil, iar LED-urile RGB care schimbă nuanțele în funcție de ritmul melodiei adaugă culoare oricărei petreceri. Avem aici mai multe moduri de a asculta muzică, prin Bluetooth, card SD sau mufa AUX, deci o varietate mare de porturi cu care puteți însufleți petrecerea dumneavoastră și nu numai. Totuși, sunetul boxei este unul foarte bun. Sigur, nu este un produs de top, dar pentru banii pe care trebuie să-i scoatem din buzunar pentru aceasta, este mai mult decât decent. Volumul este puternic, iar basul îl puteți simți fără probleme. De asemenea, toate notele se aud bine, iar în funcție de modul în care setați boxa, acestea sunt mai mult sau mai puțin pronunțate, în funcție de preferințe și de tipul de muzică preferat. Iată așadar un test audio realizat cu Tron Smart Bang. Conexiunea la telefon se poate realiza prin NFC. Atingem telefonul de semnul specific și în 3 secunde suntem conectați prin Bluetooth la boxă. Partea bună este că avem aplicația Tron Smart, de unde putem programa efectele de lumini, preseturi pentru sunet, putem verifica tipul conexiunii și autonomia bateriei, informații utile atunci când doriți ca experiența audio să fie cât mai bună. Mi-a plăcut că, dacă tot are baterie mare, de 10.800 de mAh, aceasta poate fi folosită și pe post de powerbank, ceea ce e util când vă aflați la munte sau într-un loc fără acces la priză. Autonomia boxei ajunge undeva pe la 8 ore, dacă volumul la care ascultați muzica este setat la 50%, cu LED-urile pornite. Fără LED-uri, autonomia ajunge undeva la 12-13 ore de utilizare. Încărcarea nu este foarte rapidă, fiind limitată la 10W, astfel că va fi nevoie de cam 4 ore și jumătate pentru ca Tron Smart Bang să se încarce complet. Per total, Tron Smart Bang oferă o experiență audio foarte bună, chiar dacă pentru puterea și dimensiunile ei, prețul este ceva mai mic. Ba chiar e un lucru bun, că ține și cu buzunarul. Mai multe chipsuri la petrecere. Tron Smart Bang are un preț aproximativ de 600 de lei și poate fi găsită la majoritatea magazinelor din țară. Cu voi a fost Tudor din partea mobilissimo.ro, iar până data viitoare vă urez numai bine!